puteți să intrați din nou pe comparatorul la care tot fac referire, pentru că este singurul instrument oficial care există în momentul de față în România. În momentul în care ajungeți pe acest comparator și dați click pe unul dintre furnizorii care au preț mai bun, automat vă duce pe site-ul acestui furnizor. Trebuie să-i trimiteți o copie după buletin și o copie după factura pe care o aveți dumneavoastră. O să vă trimită un contract cuprinzând elementele care se găsesc în buletin, respectiv în factură. Dumneavoastră vă recomand să citiți foarte, foarte bine acest contract, pentru că ceea ce înseamnă ofertele care există pe comparator sau ceea ce înseamnă ofertele care există pe site sunt niște elemente introductive. Ceea ce contează este ce semnați dumneavoastră, și atunci contractul este cel care trebuie să fie citit cu mare atenție, să fie în concordanță cu oferta care ați văzut-o pe site. În situația în care există această concordanță, puteți să semnați contractul.